ziua, dragilor, iată-ne. După ce am stat de vorbă cu protestatarul de pe scări, un alt domn vrea să ne spună ceva. Este vorba de domnul consilier Edita Marius, din partea PER, care a avut un proces astăzi împotriva domnului primar Gângu, de la Bujoreni. Am spus bine? Da. Ce ne puteți spune legat de această situație, de acest proces? Bună ziua, Marius Edita e numele meu, consilier local la Comuna la Bujoreni. Astăzi am avut termen pentru o infracțiune comisă de către primarul Gheorghe Gângu de uzurparea calităților oficiale, act 258, dacă nu mă înșel, din codul penal, în care el și-a continuat prin pierderea mandatului calitatea de primar. Am depus la dosar tot materialul, el a venit și a depus un CV cu filmarea de-a mea din trecut, vrea să candidez la primărie. N-are nicio treabă, infracțiune, ilegalitățile care le-a comis el. Deci domnul primar este ilegal acum, primar? Nu, nu. În perioada de august 2020, septembrie 2020, până a fost reales, el și-a pierdut calitatea lui de primar. Prin trecerea de la Partidul Social-Democrat la Partidul Național Liberal. El, în momentul în care și-a depus candidatura din partea PNL-ului, el automat, conform legii partidelor politice și codului administrativ, și-a pierdut calitatea de primar, că spune prin demisie și începe o enumerare. Ce înseamnă pierderea calității? El, plecând de la Partidul Social-Democrat la Partidul Național, și-a pierdut mandatul de drept. Acest lucru a fost consemnat de către instanța de judecată până la Curtea de Apel Pitești, în care i-a spus că a pierdut mandatul. Și parchetul cu poliția, care poliția a invocat că o eroare de drept, nu există acea eroare de drept, pentru că el este un om al legii, el care cunoaște legea, nu pot să spun că a fost indus în eroare. Și am motivat acest lucru pentru că el, când a fost în concediu de odihnă, el și-a făcut cerere de concediu de odihnă pe data de 3 septembrie, iar pe data de 15 septembrie, el n-a făcut altceva decât să țină ședința de consiliu local. Păi ori ești în concediu, ori ești la serviciu. Și alte fapte care le-am depus la dosar, iar el, singura părere a lui care bănuiesc că a venit acum, a depus-o la instanță un CD, confirmarea mea când făceam parte din alt partid și mi-a propus atunci că voi fi candidatul la primărie. N-a mai fost, nu mai are importanță, că ăla e motivul care el n-a respectat legea. Asta e motivul lui. Acum să vedem cu toate aceste, inclusiv poliția a greșit foarte mult și am punctat aici că și agentul constatator, agentul de poliție care a primit dosarul de la parchet către el, n-a spus decât că denunțătorul acelui dosar este o persoană, consilier local, Edita Nicolae. Edita Nicolae nu este niciun consilier local, Edita Nicolae. Eu sunt Edita Marius. Ajunge la un subinspector de poliție, care subinspectorul de poliție spune Edita Nicolae. Sunt două persoane diferite. Exact cum aș face un proces verbal pe numele altuia și aș da amendă altei persoane. Deci nu corespunde numele, prenumele meu cu cel din documente. Cu atât mai mult nici parchetul n-a observat aceste greșeli. Fapt pentru care au făcut plângere împotriva rezoluției date de către ei pentru neglijență în serviciu. Că este inadmisibil dacă eu mă cheamă Edita și să scrie Edita, nu știu cu câtă transparență și cu câtă hotărâre a citit acel dosar ca să-i pună niște măsuri în treaba asta. Sunt mai multe documente care le-am depus la instanță privind ilegalitățile făcute de către conducerea primăriei. Aici pot să spun că un număr de 3 consilieri locali și-a pierdut mandatul. Și am cerut în... Îi puteți enumera? Da, este Zaharia Petre, Trușcă Octavian și cu Nelu Bogoi. Și cu primarul Gheorghe Gâncu. Deci 4 în total, care i-am enumerat ce sunt puși pe sediu. Și am anunțat secretarul general în ședință publică, da, în care el era, se vede că e chiar în centrul imaginii, stătea la prezidiu, la ședință. Întrebarea mea este că dacă ești în concediu, nu poți să mai fii și la serviciu. Orice există o cale legală pe care... Nu există. Există depusă la dosar cererea lui de concediu, pe aia m-am axat. N-am cunoscut despre ea ca să fac alte mențiuni. Acum am făcut mențiune la instanță, pentru că nu poate orice act efectuat de către un funcționar public, un alt funcționar, ce vrem noi, în timpul când este în concediu medical, în concediu de odihnă, este lovit de nulitate. Nulitatea absolută. Atunci vorbim
despre asta. Acum, depunând alea și văzând, am punctat foarte mult pentru Irak și atunci am văzut conștiință. Domnule, ședința este legal constituită. Atunci domnul Zaharia Petre a făcut mențiunea că el nu mai este consilier pentru că a pierdut calitatea. S-a făcut mențiunea, el era și președinte comisiei de ședință. Și s-a arătat și a stat lângă mine, se vede și din filmare, că eram în filmare, și fapt pentru care secretarul general al primăriei trebuia să ia măsurile legale ce se impun, zic eu, pentru să sesizeze prefectura, ca să vadă ce se întâmplă. Sunt legal, e legală ședința, nu mai este legală consiliul. Nu, eu atunci eu zic că conducerea primăriei a mai săvârșit un lanț de infracțiuni, aș merge și pe o neglijență de serviciu, pe o tăinuire, o favorizare, pentru că eu am ascuns niște lucruri neadevărate. Iar până la urmă, urmei, un istoric al filmului, secretarul general îl împinge pe primarul Gheorghe Gângu și îl transmite la prefectură. Prefectura îi anulează mandatul, face tot fel de întâmpinări, tot fel de acțiuni, pierde calitatea de primar și atunci ne întrebăm cum mai poate să-și mai exercite un primar. Avem pretenții ca să avem primar foarte bun. Păi dacă ei nu cunosc legea și ei încalcă cu bună știință, ce pretenții mai avem la cetățeni? Care eu vin primar, viceprimar, consiliu local, să impun niște acte normative, da? Ca să-i pună în aplicare. Cam atâta. Sunt și astăzi, în ce etapă a fost astăzi? Prima înfățișare, a doua? Prima înfățișare, a doua avem pe 13 februarie, ca să am cerut un termen, să iau și eu la cunoștință despre acel CD-ul, care eu se apără cu CD-ul ăla că-l șicanez pe el ca și vrea să candidez. Nu are nicio relevanță încălcarea legii cu ce voi dori eu pe viitor. Că nu depinde dacă... Asta a adus în apărarea domniei sale, domnul Cângu? Așa a spus avocata lui. A fost domnul Cângu astăzi aici? A fost și el și avocata, au venit spre sfârșit, li s-a dat dreptul la cuvânt, ți-au depus un CD-ul care n-am știut de el și am cerut să iau și eu la conștiință, să văd și eu despre ce este. Mi-a promis că instanța că m-a dat o copie de el ca să pot să-mi argumentez ce pune el în CD-ul ăla. Din ce am înțeles, cam asta știu despre ce este vorba. Este o filmare care, la un moment dat, clasă politică, a zis, domnul Irida este candidatul nostru la primărie. După care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, n-am mai fost eu și asta. Nu e vorba că îi fac lui și nu. Eu nu cer decât să respecte legea. Și nu e numai singura plângere, asta sunt mai multe plângeri la adresa lui și adresa conducerii primăriei pentru ilegalitățile care le fac. Și aici, când vorbesc de ilegalități făcute, le vorbesc pe documente, pe probe. Nu doar pe un fel de păcăleală, hai să-l păcălesc, să-l sperii. Nu, vorbim de probe. Și cum vorbim de probe, chiar avem probe pertinente, care țin foarte mult la ele. Dar eu l-am depus în prima fază la organele de anchetă, pentru că am vrut să nu știe de ele și în momentul în care mă cheamă organul de anchetă să mă audieze și pe mine, să-mi ceară și mie o declarație. Dom'le, ai făcut o declarație aici, ce ai făcut? Vino și întărește-ți-o. N-au făcut așa ceva, au greșit. Polițiștii au greșit și zic eu că și procurorii au greșit, ne audindu-mă. Noi ne bucurăm că ați apelat la noi să vă facem cunoscută situația de la Bujoreni și nu ne rămâne decât să păstrăm legătura. Da, și să vedem cum evoluează cazul. Suntem chiar și nu numai noi, cred că și cei care vor vedea materialul și cetățenii care vor să știe realitatea. Trebuie de la comuna noastră. Suntem în secolul 21 în care trebuie să terminăm odată cu ilegalitățile și cu abuzurile. Pentru că de-aia nu se face nimic în societatea asta din cauza ilegalităților și a neregulilor care se întâmplă. Mergem pe ideea, lasă așa, lasă că merge. Da? Și sunt mai multe probe care le-am de depus în dosar, dar toate la tipul lor. Ca dacă mi le cerea și dădeam de vorbă cu procurorul, îi le anunțam și știa unde să ducă să caute. Am înțeles. Domnul primar, dacă vede acest material, îl rugăm și pe dumneavoastră să ia legătura, să vedem ce ne va spune domnia sa. De la Palatul Justiției, cam atât pentru astăzi. Vă rog, chiar zi bună!